Horoscop joi, 22 august. Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi. Horoscop joi, 22 august 2024. Nativii acestei zodii ar fi bine să-și păstreze pentru ei orice eventuale critici. Nu este deloc o zi bună să le facă auzite. Cei apropiați sau șefii nu vor mai suporta să-i audă informații despre toate zodiile. Horoscop Joi, 22 august 2024 Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi. Berbec astăzi, ai putea obține jacpotul, ai putea culege roadele unei investiții bune sau, eventual, poți beneficia de o moștenire. Un vis se poate împlini sau o idee minunată poate prinde contur. Ești norocos dacă e să ne luăm după influențele planetei Jupiter, așa că fii atent pentru a nu rata o mare oportunitate. Astăzi, zâmbește mai mult și nu da replica imediat. Taur joi, poți să pui la îndoială un anumit mod de viață, fie al tău, fie al partenerului tău. Este posibil să ai o dilemă cu privire la modul în care vezi viitorul relației voastre, dar pare să fie doar temporară, până veți reuși să găsiți un numitor comun. În orice caz, încearcă să păstrezi criticile doar pentru tine, astăzi. Nu sunt șanse să fie primite cu prea multă bunăvoință, în special cu cei foarte apropiați sau la serviciu, cu superiori ierarhici. Gemeni, ai nevoie de calm în viața de zi cu zi, așa că poți să faci tot posibilul pentru a menține liniștea în jurul tău. Poți să ai nevoie, însă, de alte persoane care să te sprijine în eforturile tale se pare că, în sfârșit, poți să beneficiezi de liniște sufletească. Ziua ta de joi poate să arate destul de bine, mai ales dacă o abordezi cu puțin umor. Horoscop joi, 22 august 2024 Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi. Rea ce pari să ai unele îndoieli cu privire la abilitățile și pregătirea ta profesională, acest lucru te poate împiedica să te comporți foarte încrezător, dacă ești în căutarea unui loc de muncă. Stelele spun că ar trebui să crezi ceea ce ți se spune, deci poți să te îndoiești adesea, iar acest lucru îți scade sau îți face să dispară încrederea în tine. Nu pare să fie întâmplător dacă unele persoane îți vorbesc, astăzi, despre sentimentele pe care le au pentru tine. Leu o anumită marjă de manevră pe care pare că ai recăpătat-o te poate împinge să mergi înainte. În cele din urmă, pare că ai reușit să te îndepărtezi de oamenii care te împingeau să mergi în cerc. De data asta pare că mergi pe drumul cel drept. Existența ta de zi cu zi pare că devine mai strălucitoare. Aspecte favorabile, mai puțin în ceea ce privește călătorile. Fecioară joi, conjunctura astrală pare să indice că poți să ai unele dificultăți în a-ți controla impulsivitatea, iar reacțiile tale pot deveni rapid agresive. Se întrevăd unele conversații importante și te poți certa. Este important să acorzi mai multă atenție modului în care se simt oamenii din jurul tău și să ții cont de așteptările lor. Atenție la surmenaj și la o atitudine excesivă sau dură, pentru a evita unele rupturi sociale. Conjunctura poate a induce excese, agitație emoțională, lipsă de bun simț, dificultăți emoționale și probleme de relație. Horoscop joi, 22 august 2024. Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi. Balanță joi, pari să fii senin și dorești să păstrezi acest echilibru, fără să fii invadat de drobul de sare al celor din jur. Dacă ai un loc de muncă stabil, pare că acum este momentul să dovedești ce meriți și să demonstrezi că ești capabil să obții o poziție mai bună. Ar trebui să ai aturile necesare pentru a-ți prezenta abilitățile și pentru a solicita o promovare. Nu lăsa stresul să te domine, mai ales seara, nu mai analiza atât, culcă-te devreme cu speranța să visezi frumos și colorat. Scorpion, joi, stelele par să spună că ar putea fi o idee bună să-ți folosești energia pentru a-ți consolida poziția, străduindu-te și având grijă de responsabilitățile tale pentru a-ți atinge obiectivele. De asemenea, poți fi obligat să ai grijă de partenerul tău sau de oamenii la care ții, pentru că este posibil ca aceștia să-ți solicite, în mod expres, atenția. Pare că trebuie să-ți rezervi mai mult timp pentru relațiile umane. Săgetător astăzi! sunt de așteptat mici bătăi de cap administrative sau mici probleme materiale. Nimic prea rău, doar câteva formalități de rezolvat, cât mai repede posibil. Pe partea inimii, poate să apară o nouă situație, amintește-ți să-ți revizuiești prioritățile, acest lucru poate fi esențial pentru viitor. Poți dedica ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forța rezolvarea rapidă a unor situații. Lasă timpul să lucreze. Horoscop joi, 22 august 2024. Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi. Capricorn dimineața ai noroc, influențele planetei Jupiter indică faptul că te-ai putea baza pe intuiția ta pentru a lua decizii financiare favorabile, ai putea anticipa evenimentele utile. Mai mult, ai putea câștiga puncte cu interlocutorii tăi astăzi prin calmul și determinarea ta interioară care poate să-ți sporească argumentele. Urmează-ți intuiția, prima gândire, prima impresie și lasă analizele sofisticate pe altă dată. Vărsător joi, conjunctura astrală pare să indice că poți să ai mai multe idei și o mai mare hotărâre de a reuși în viața ta amoroasă. Acest lucru ar putea fie să-ți îmbunătățească viața de cuplu, fie, dacă ești singur, să-ți deschidă noi posibilități pentru relații promițătoare. Ziua pare să fie sub semnul întârzierii, din cauza influențelor poznașului Saturn, care vrea, uneori, să ne testeze nervii și să ne antreneze cu imprevizibilul. Pește, efortul de a aștepta pare să te preseze, astăzi, nu vrei să fii nevoit să aștepți prea mult. Primele eforturi de a-ți masca nerăbdarea pot fi dificile. Dar cu puțină practică poți face ca acest lucru să devină realitate. Nu sărim vreun proiect fără să fi discutat pe larg, în avans, cu o persoană competentă. Așteaptă momentul potrivit pentru a acționa, norocul tău poate să se schimbe în curând. Horoscop joi, 22 august 2024. Păstrează-ți criticile pentru tine. Zodia care trebuie să tacă din gură pentru o zi.